36 de persoane au fost depistate în primele 5 luni ale acestui an, conducând fără permis pe drumurile din Sălaj. De asemenea, alți 10 șoferi au fost depistați conducând pe drumurile publice cu permis necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul. O astfel de situație a fost constatată și în cursul zilei de joi, 26 iunie, în jurul orei 16:20, pe strada Bujorilor din Zalău, oamenii legii depistând de această dată o femeie care conducea un autovehicul fără a poseda permis de conducere. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj, față de aceasta se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posede permis de conducere. Și de această dată oamenii legii reamintesc șoferilor că, în conformitate cu legislația în vigoare, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. De asemenea, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea nu prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, iar ca măsură complementară se reține permisul de conducere în vederea anulării până la soluționarea cauzei.